Deci, ce înseamnă repetiția unui actor egal cu viața unui om care înțelege sau nu lecția, programele vechi 3D? Actorul repetă, să zicem, să se lupte într-un tir. Tir era? Nu tir. Într-un bar. În westernuri, nu? Filmele. Spectacolele. Cu lupte. Lupte scenice. Și se referă la orice situație. Actorul învață. Învață să iasă ceva, să reușească, să înțeleagă cum se mișcă corpul, ce simte, ce pornește în el ca să pareze sau să atace pe plan fizic. Dar impulsurile sunt energetice și repetă pe plan fizic până înțelege cum se întâmplă energetic și când s-a întâmplat și a ieșit în ultima repetiție înainte de premieră, să zicem. Poate că nu ți-a reușit, dar în premieră sigur ți-ai luat zborul. Și, de exemplu, săriturile peste ceva, da? Un obstacol, o mașină, o ceva, luptele, da? În spațiu, aduți aminte pe scenă ca și situație, să faci o paralelă. Știi ce faci, știi cum sari, ai făcut în repetiții, dar când ai înțeles și pe plan energetic, zici că e ceva magic și loviturile și săriturile sunt mai sus decât omenesc posibil. De? Adică și acolo se întâmplă magic ceva. Sunt niște butonașe. Despre astea erau lecțiile pe care trebuia să le treci. De-aia magie neagră, magie albă. De-aia paradox. Nu știi ce e bine și ce e rău. Cu grijă sau nu. Sau curaj. Și te arunci în, da, știi că poți să și mori, poți să și energetic, da? Dar te arunci, încerci pentru că ai încercat tot posibilul. Despre asta e vorba pe pământ. E un fel de înveți abilitățile. Da? Pe plan energetic și pe plan fizic. Cum se întâmplă lucrurile. De aia intri în cerc, e un fel de repetiție. Tu o luai ca și iar o iau, cine știe, iar și te-a mutat înapoi. E normal. Pe plan fizic tu faci normal, te duci la repetiție în fiecare zi, faci același lucru și ți-e ok, ești curios, curioasă când ți-a ieșit. Și ăsta e jobul tău. De ce nu accepți ca un job și lăuntric, energetic, când ești mutat, mutată? Ia-te, domnule, și schimbă-te singură, singur, știi? Ai butonașele. Acceptă, nu mi-a reușit. Domnule, nu e ok. Și intri în așa ceva cu drag, respect și nu mi-a reușit. N-am luat castingul la job, să zicem, la un job să fiu nu știu ce, să mătur străzile, cimitirile, nu? Adică la o fabrică, n-am luat job-ul. N-am luat. Data viitoare, ceva aici, da? Nu contează că e legat de omul se gândește survivor mod, să aibă ce mânca a doua zi și de aia nu poate să se relaxeze și să... Dacă e pus așa ceva în fața omului, e un obstacol, da? De genul ăsta, înseamnă că are tot, numai că nu vede, n-aude ca și în cărți, cupa răsturnată sau două cupe răsturnate și în spate are 8 de a se împlini de toate, bunăstare și tot. Și omul nu vede
și suferă după alea două răsturnate. Da? Sare acolo unde înțelegi despre ce e vorba și cum lucrezi. Da? De aia are fiecare jobul care îl are, are amintirile despre jobul care l-a avut în ultima reîncarnare și se trezesc toate abilitățile și toate joburile de, să zicem, da? Totul are omul, totul în el. Nu știe de unde, de ce știe să gătească așa de bine, pentru că e master chief în altă viață sau într-o lume paralelă, iau așa. De ce știe să facă, de ce să croșeteze, de ce din start, da? De ce știe să facă ceva, se pricepe că acolo trebuie asta, da? O luai magic, dar e pe plan fizic, foarte normal. Sunt abilitățile de plan fizic și abilitățile pe plan energetic care trebuie să puște, da, amândouă să se... Și atunci e săritura magică, cum am zis. Asta vreau să zic, așa. Și rămâi acolo unde doar tu vezi și simți și sare în lumea ta, pentru că programele 3D cu magi și cu manipulări și așa mai departe și folosită puterea și răsturnat omul nenorocit așa, avea acces fiecare la, da? Colectiv se făcea 700 căni de un fel sau 800, da? Sau nu știu ce. Acum, fiecare, la detaliu, fiecare e în lumea lui, e personalizat. Ce vezi tu, vezi doar tu și n-are nimeni acces la așa ceva. Care e puterea ta, e doar a ta, ești puzzle-ul ăla în univers. Și care, cum o ai tu și ce faci tu, transform lucrurile dinăuntru tău în afară, altul dacă ți-ar fi luat-o, ar muri pe loc, n-ar rezista cu ea. Și atunci se, da? Așa, se pune cruce pe, din programele 3D, că omul putea să schimbe soarta, putea să fure, putea să... Nu se mai pune problema cine e la locul lui, cine e un om de treabă, cine... Omul are toate în el. Depinde pe ce butonaș apasă și ce mască sau emoție are nevoie în clipa dată ca să facă ceva. Tu asiști la un laș, în fața unui laș, da? Asiști. Sau a unui trădător, sau a unui... Omul e acolo, lasă-l de aia. Ai puțin de răbdare, da. Omul e acolo unde, dacă nu acceptă, astea sunt programele 3D în care ai trecut și tu. Nu scapă nimeni. Tu ai trecut să fii laș, ai fost... Da? Și lasă-l acolo, omul, de aia nu judeci, nu știu ce. Nu judeci pentru că știi de unde vii tu și ce ai făcut și toate ți s-au deschis. Asta era înainte, când murea omul, îi apăreau filmulețele. Ei, sare în lumea unde tot timpul mori și tot timpul ți apar filmulețele cu ai făcut corect sau nu corect în ieri, da? Azi, acum, în clipa asta, ai făcut corect sau nu? Se duce în trecut și te bântuie sau și îți alegi drumul și... Normal că tu poți să alegi, vai, ce mis, da? Și te duce în nu știu ce, pentru că tu ai ales să fii în clipa asta laș sau trădător, da? Și ți se deschide o portiță, pentru că în viața trecută ai fost Tiger Priest, da? Ai fost omul legii și ai fost ce ai făcut și ai dres. Și nu știi ce înseamnă partea cealaltă, da? Și acum aici trebuie să treci partea cealaltă. Și știi că, domnule, nu trebuia să fac, nu, dar cumva te mână și te să faci aia sau aia. De-aia toate sunt butonașe. Și înveți și faci. Fără unul nu faci altul, e alchimie. Nu poți, e fuel, e, da? Asta nu înseamnă că te duci special și se activează în tine și nu știi de ce, domne, sunt mânat să fac ceva, da? Să mă comport într-un fel. Sunt niște butonașe, le înveți să lucrezi cu ele. De exemplu,
poate că n-are nimic cu ce am povestit până acum, dar așa ca idei să înțelege azi vezi omul, ai amintirea cum s-a purtat, urci în autobuz și vezi omul și ai amintirea a două săptămâni în urmă cum s-a purtat, și nu ai treabă, nu, nici măcar un bună ziua n-ai da. Zâmbetul e, okay. Un fel de, nu că n-ai de ales, dar e un fel, e un fel de, nu poți să știi dacă omul știe ce a făcut sau n-a făcut, tu ai pretenții, da? De-aia omul e în lumea ta unde tu ești la un nivel. Tu știi despre omul ăsta tot, tu ai trecut prin ceva, în lumea ta te-ai cliruit și știi despre om, da? Una alta, cum s-a comportat. Omul poate nu știe, încă n-a ajuns acolo să se comporte, să-i fie rușine, să intre în pământ când te vede, să schimbe autobuzul. Știi ce zic? Nu mare lucru a făcut, dar așa ca idee, știi? Să zicem, tu ai întrebat ceva și ți-a întors spatele, nici n-a zis nimic, da? Și cu o clipă înainte s-a întâmplat ceva, ați așteptat autobuzul, nu venea, s-au schimbat vreo trei la rând autobuze și ați râs, v-ați distrat și a fost o deschidere superbă ca pe urmă să se întâmple, da, ruptura. Și tu acum știi despre ce e vorba, cum se comportă omul în situația dată, cum se comportă în situația dată și tu în prezent, când vezi omul ăsta, îi știi. De aia omul alege singurătatea în sensul cel mai frumos posibil. Tu credeai că o să-i văd partea amoneziei aia și aia, da? Când e omul bun și rău, un fel de, da? Să le zicem așa, grosă mudă. Și ai crezut că o să te înțelegi. Vreau să văd și partea aia și partea aia și atunci accepti tot și înțelegi omul și ești cu el, nu. E, vezi partea minunată și partea aia și invers, ți-o vede pe a ta și hotărăște. Ăsta e un nivel foarte înalt, când omul conștient alege singurătate. Asta nu înseamnă că rămâne singur, dar e ceva acolo, un portal al singurătății. Trebuie să alegi singurătatea ca să vezi mai departe ce se întâmplă și unde sari. Înțelegi ce zic? Conștient se alege. Nu mai ai nevoie. Adică știi omul. Nu contează că se alchimizează și iese pământul tău minunat, e egal cu dezamăgirea. Singurătatea e egal cu dezamăgirea în lume, în oameni. Trebuie să o accepți ca să vezi ce portal se deschide și despre ce e vorba de fapt. E din tine, n-ai treabă. Lumea care o vezi tu și se personalizează, îți vine ție mănușă. Dacă tu ești dezamăgit, dezamăgită, ți-a venit ție mănușă. Da? Tu ești așa. Vezi mai departe cum. Păi cum să așa? Că eu sunt tare de treabă. Da, dar ai avut de vindecat una alta și vindecându-te, uite ce a ieșit. Mâncarea, aia n-ai avut, ai avut. Ingredientul ăla l-ai avut, asta n-ai avut. A? Și mâncarea cum a ieșit? Data trecută mi-a ieșit foarte bine. Pentru că data trecută era înapoi în viitor unde tu ai înțeles data asta. Dar data asta ți-a ieșit ca cu numai. Înțeles e foarte, e paradox, e foarte sofisticat și ok, acolo e.